Salut, prieteni, bună ziua! Vreau să vi-l arăt pe domnul comisar șef de la DNA, pentru care am stat noi în stradă în acele timpuri, 2018, pentru care apăram noi justiția DNA. Uitați acest comisar de la DNA care a devenit infractor. Uitați-vă pentru cine am stat noi. Auză, cum ai, comentați, domnul comisar șef? Cum comentați, pentru că sunteți acuzat că ați încălcat legea tocmai dumneavoastră, care ar fi trebuit ca să o apărați? Cum este? Cred că ați auzit bine poziția, da? N-ați vorbit nimic de acel autoturism pe care l-a folosit din partea firmei, da? N-ați vorbit nimic de mașină. N-ați vorbit nimic, da? Cum este, domnule comisar, șef de la DNA, pentru care foarte mulți români au luat bătaie, au fost amendați pentru să apere această instituție DNA? Cum este? A? Urât, domnule comisar șef, pentru că românii au ieșit în stradă să vă apere DNA și tocmai comisar șef DNA, ca să deveniți inculpat, nu? Spuneți că n-ați făcut nimica, nu? Da, dar acei martori au recunoscut din dosarul în care sunteți acuzat. A făcut acordul de recunoaștere a vinovăției. Cum comentați aceste lucruri? Nu? Procuror DNA. Comisar șef. Poate asta este mașina avocatului. Ia uitați, Porsche. Nu? Ofițer poliție judiciară DNA Borfaș. Nu? Ce mașină? Păi la banii pe care i-ai luat mita, șpaga. Ia uitați, ia uitați. Vedeți? Asta este. O fi mașina avocatului, a lui, nu se știe. Ia. Motor, da, bășini proaste. Salut. Să vă spun cine a fost acest borfaș. Fostul comisar șef poliție judiciară DNA, care între anii 2018 2019, când eram noi în stradă contra PSD-ului, strigam să vină DNA să vă ia, tocmai acest comisar șef din DNA lua șpagă, își executa niște afaceri cu cine? Cu borfaș. Acesta a primit cadou o mașină, nu ca asta, un pic la fel, din partea reprezentantul unei firme care a beneficiat de niște contracte din partea unui funcționar public, în urma căruia acea firmă a câștigat aproape 2.200.000 de lei. Pentru această afacere, pentru care a intervenit acest borfaș Moise, firma respectivă i-a dat să poată folosi o mașină de lux Mercedes am să trec acolo ce mașină este, și acum este în instanță. Funcționarul public a recunoscut fapta, a primit 2 ani și 6 luni, dar cu suspendare, iar acesta astăzi a început ca să spună avocatul lui că nu e de vină, că nu a făcut infracțiunea, că nu există nimic. Surpriza
mare că s-a adus în instanță numele Goleac. Din nou, Goleac este cel care a făcut dezvăluirile la DNA, adică sifonarul de serviciu. Deci, am stat în stradă din anul 2018-2020 toți pentru a apăra justiția. Poftiți ce am apărat noi. Comisar șef Moise Marius, care el unul, de fapt, era borfașul din acel DNA. Acesta ce a făcut? Pentru că acel funcționar public a dat acele lucrări, Moise i-a dat voie să vadă dosarul în care ăla era urmărit, adică să zicem în mare, a dat informații nedestinate publicului. Asta a făcut acest borfaș, comisar șef Moise Marius. O zi superbă la toată lumea!